Clubul Fermierilor României a organizat astăzi festivitatea de absolvire a programului de perfecționare managerială antreprenor în agricultura 4.0. Stăm de vorbă acum cu unul dintre absolvenți. Bună ziua, cum vă numiți? Numele meu este Dorian Olaru, sunt un fermier din județul Botoșani. Am o fermă, să zic așa, de mărimi medii, avem și cultură mare și zootehnie. Am o experiență destul de mare, spun eu, în agricultură. Am lucrat vreo 8 ani de zile prin sud-estul României. Sunt din nou întors acasă, să zic așa, în județul Botoșani pentru a prelua afacerea familiei. Este un subiect nou pentru mine, deoarece sunt mai implicat, să spun eu așa, în ce înseamnă costuri de producție și managementul cât mai rentabil a fermei, deoarece, mai în glumă, mai în serios, o simt în buzunar.